să, alături de Răzvan Rad și Ian Izicu, să măsurăm un pic niște vorbe, ca să ne dăm seama de perspectiva unui om despre care se tot vorbește și se vorbește și pentru că îi se face o bună, o mare reclamă de la propriul club, de la FCSB. E vorba de Octavian Popescu, care a dat la Orange Sport un interviu in extenso, dincolo de celebrele flash-uri și câteva cuvinte de pe la sfârșitul de meciuri, când știm jucătorii abia așteaptă să otulească. Îi și vezi așa în bloc statul cum să țâșnească. Lasă așa în suspensie ultima silabă, așa mai încă mai plutește în aer după ce pleacă, precum Speedy Gonzales, ale mai rămânea în spatele lui un praf așa. Aici însă a stat jos cu confrații de la CET Televiziune și a vorbit despre multe. Și o să vă cer, apropo de vorbe acestea, a fost cu ceva timp, nu puteți găsi pe site-uri acest interviu, a vorbit despre anumite lucruri și poate că așa îl înțelegem mai bine, pentru că sunt tot felul de controverse și în legătură cu el. Care sunt capacitățile lui fizice, fotbalistice, intelectuale, perspectiva, detenta în viață, nu detenta sare la cap. Că parcă la cap nu prea, Octavian Popescu... Mai timid, așa. Mai timid. A zis așa, spicuim, nu e tot, ai un interviu de 20 de minute. A contat mult că Gigi Becali m-a folosit în continuare, chiar dacă aveam o perioadă mai proastă, mă tot băga să joc. Sună ciudat. Nu, sună adevărat. Păi nu, sună adevărat, s-a realizat. E un lucru bun că a realizat că a jucat mai slab, pentru că da. E important. Dacă nu la asta mă refeream. Acum, spun, ca și... Se referea la faptul că și el, dar asta lucrurile s-au... E bine că a înțeles încrederea pe care i-a dat-o patronul și până la urmă... Deci patronul a forțat să joace indiferent... Și e normal, un jucător tânăr și toată lumea... E bine sau nu e bine, vă întreb. Pentru jucător. Nu, nu în ideea că patron. E pentru el. Acum am vorbit din perspectivă. Că și tu ai evoluții bine, mai bine, puțin, nu. La un moment dat și ai jucat când erai mai tânăr. Că e important să joci. Nu, i-am jucat bine tot timpul. Nu, e bine. E bine. E bine. E bine. Nu vorbim de faptul că un patron nu face echipa să o spune ce. E un jucător. Nu, exceptând acest lucru, este să vezi la un jucător, să-l pui simplu să-l forțezi un jucător care vezi în el un potențial. Chiar dacă are o formă mai slabă sau trece într-o formă mai slabă, e normal să-l forțe. Oarecum. Ce ți-a părut ție, că nu e normal, nu mai vreau să discutăm. Adică e, da. E normalitate. E normalitate, exact. Nu e normal, evident, dar acolo e normalitate. Fix înainte de meciul cu Rapid am început să mă uit la golurile mele pe YouTube și mi-am dat seama, hai mă că uite ce pot și pot și mai mult, dar trebuie să fiu un pic liniștit la cap, să nu mai bag în seamă pe toată lumea. Meciul cu Rapid, care a fost o mare victorie aceea de la FCSB. Practic, nu i-au lăsat, i-au sfocat, nu i-au lăsat să joace. Dar adică a jucat în zona stângă. Să fiu un pic mai liniștit la cap, să nu mai bag în seama. Și s-a uitat. A jucat în zona stângă, cred, nu? Da. O să ajungem și acolo. Nu, depinde ce înseamnă pentru el toată lumea. Asta e un aspect, aspect foarte important. De ce? Pentru că toată lumea poate să semne inclusiv Gigi Becali. Corect? Da, corect. În afară de asta, dacă stai bine să o gândești, să poți să bagi în seamă cine contează până la urmă. Contează acel articol din ziar care te umflă sau te desumflă în funcție de cum ai jucat? E foarte important acel, să spunem așa, imbold pe care ți-l dă patronul sau te ridică sau în același timp te ceartă în public sau nu în public, cum reacționezi. Lucrurile astea depinde pentru el ce înseamnă toată lumea și, și ce e important până la urmă, Da. Ce e important cu adevărat. E interesant că s-a uitat la golul lui pe YouTube ca să recapete încredere. El, în momentele în care juca mai slab, nu mai avea curajul de a lua acțiuni în față, lucru care l-a făcut la început și prin asta ne-a arătat tuturor că are valoare. Juca foarte simplu, încerca să nu greșească și automat un jucător care are calitate să fie decisiv, dacă joacă simplu, de multe ori pare că nu e ok ca și evoluție în teren. Sunt mijlocași central care pasează 99% din pase
precis în lateral sau în față, dar foarte, dar foarte puțin, se vede, dar... frumos și spui, da, ce calitate, cât de bine a jucat astăzi. Dar dacă un jucător de ultima treime nu greșește nicio pasă, dar toate sunt în spate sau din prima, nu ești mulțumit deloc. Mi-am dat seama, mai spunând tot acum, că trebuie să muncești foarte mult, să te duci la sala de forțe. El spune asta acum. Adică... muncă, să muncești foarte mult nu înseamnă sala de forță, neapărat. Nu, nu, adică să muncești foarte mult și să te duci la sala de forță. Adică nu include. Și să te duci. Nu nici și, dar asta este sensul. Asta e sens. Okay. Contează mai mult să muncești decât să ai talent. Că dacă am talent și tot ziua pe telefon, el lasă multe semne de... Da, munca fraze nu înseamnă sala de forță. În suspensie. Înseamnă tot programul dintr-un sezon, dintr-un an, că nu mai există pauză. În momentul în care muncești la nivel înalt, ce înseamnă fotbalul de mare performanță, nu fotbalul de la noi, chiar dacă e de performanță, nu este la nivelul de afară, a înțeles și el în meciurile europene că nivelul fizic a contat foarte mult și poate de multe ori a simțit în duelul corp la corp cu jucătorii adversi, lucru pe care și eu l-am trăit și pot să-l confirm. Iar dacă el a realizat atât de devreme că vrea să aibă o viață de profesionist completă, de la mâncare, antrenament... E de vreme, pentru jucătorii români e de vreme, 19 ani acum sau cât. 20. Nu cred că are 20. Are. Împliniți? Nu cred. Da. Are, că și spune, la 20 de ani, sau nu știu, hai să mai uităm. Da, să nu greșim. Dar până la urmă, e un moment important dacă reușește să schimbe în totalitate, că într-un an poate să ridice mult partea, latura fizică. Da, evident, 20 de ani, după cum spune. Dar, da, face sală și înainte și câteodată și după. Dacă antrenamentul mai scurt, se duce și după să facă antrenament. E ok? Da. Depinde ce, da, ce exerciții. Depinde ce face. Dar face, probabil, are program, are oameni care se pricep acolo, care, da, au grijă de latura asta. Octavian poate să așa. Postul nu este de extremă stângă. Atenție la chestiunea asta, că mi se pare interesantă și importantă. Nu cred că pot să mă descurc Inter sau număr 10. Acolo sunt eu învățat de mic. Acolo am eu reperele mele, știu unde ar trebui să o dau, unde se află colegul. În centru e puțin mai diferit, trebuie să faci efort, să alergi mai mult și în bandă trebuie, dar în centru știe toată lumea care face fotbal, că e un efort mai și trebuie să fii mai olarul gen. Trebuie să fii tare pe picioare. Și nu e genul meu să fiu țapăn, că sunt mai firav. Are dreptate într-un fel vis-a-vis de partea de Inter. Și contrazice un pic. Acum întreb pe mine. Pentru că, practic, într-o anumită... Deci, el spune că trebuie să muncești, să fii tare, în celălalt răspuns spune că trebuie să fii și partea fizică este foarte importantă, dar, pe de altă parte, eu nu sunt țapăn sau eu nu sunt... Da, dar sunt două lucruri un pic diferite. Adică, el, capacitatea de efort nu poate să o aibă ca un Inter. Oricât s-ar antrena un jucător, nu putea să ajungă la capacitatea atât de efort. Tu aveai și nativă. Nu cred că a fost pur și simplu doar din antrenament capacitatea asta să faci toată banda respectivă. Mbappé, Neymar, exemple de la un nivel mai înalt. Dacă ai Inter, trebuie să faci toată banda. Nu, dar dau exemple de la un nivel mai înalt. Dar nu trebuie totul să știi să te aperi fotbalist în ziua de astăzi, fără efort și fără capacități de a suporta fizic dueluri. Indiferent de poziție, după părere. La un club mare, dacă ești decisiv pe faza ofensivă în 8 acțiuni din 10, poate să suporte și faza defensivă făcută un pic mai, mai jos ca și nivel. Sunt puțini. Sunt foarte puțini care fac asta. Nu spun de el, spun că se poate lucrul acesta, să îl suporte. Dar hai să vorbim despre el, lasă, nu în teorie. Nu în teorie, adică el ar trebui totuși să se obișnuiască. Deci, dacă nu ești Mbappé, dacă nu ești Neymar și alții, să zicem, alți 20 sau 30 din fotbalul european, trebuie să te aperi. În primul rând trebuie să știi să te aperi și după aceea să... Să știi că avem de multe ori înapoi. N-a rămas chiar sus. Deci trebuie să te aperi, clar. Un jucător tânăr se dezvoltă... Pentru că el zice mai încolo, cea mai tare atmosferă în Anglia, este întrebat, dar și că fotbalul din Anglia e dur. Dacă ești bun, nu e dur. Adică dacă ești destul de bun încât să nu te prindă, cred că asta înțelege. N-are cum să nu te prindă. N-are cum să nu te prindă. Ok. Deci n-ai... Adică dacă îl prinde pe Mbappé sau alți jucători și tehnici și din punct de vedere fizic foarte tari, îl prinde și pe Octavian și îl pune și în rândul 3.
în tribună, dacă e cazul. Adică nu se pune problema în punct de vedere fizic, contactul fizic la momentul ăsta în fotbalul adică modern. Te referi la un Walker, de exemplu. Este esențial. Păi asta spun, adică imaginează-ți un duel cu Walker în care dacă vine tare, te pune exact în rândul tău în tribună. Adică nu e o problemă asta. Deci contactul fizic este esențial și este din ce în ce mai mult. Este mult mai fizic fotbalul de acum decât acum și 30 de ani. Contactul fizic nu neapărat ca agresivitate, adică să îți rupă piciorul, pur și simplu ca și duel corp la corp, unde se pierde cea mai multă energie. Deci poți să fii un jucător. E important să poate din perspectiva unui transfer viitor, unde un antrenor poate să-i spună azi am nevoie să-mi joci acolo, să spună, să este se adapteze. Foarte important să fii polivalent. Să nu-i spună eu de mic că am reperele astea și aici și să joc și punct final. Vă întreb, nu știu, poate că e bine așa să-i spui. E o idee proastă să-i spună antrenorului că nu poți să joc în poziția aia. Cel puțin două poziții trebuie să joci, nu neapărat. Acum, dacă se simte bine în banda stângă, cred că număr 10 ar putea joace, că nu e efortul lui Olaru sau ce spune el acolo ca să se apere foarte mult. În dreapta se spune că nu a jucat niciodată și nu are la el tot dar bagajul dreapta, tehnic. Dar de Inter sau de mijloc? Mi-ar părea mai simplu să joci, dacă joci stânga, să joci și dreapta, decât să joci în centru. Pentru că, într-adevăr, aglomerația mai mare și reperele tot, cu toate sunt alte. Cu să joci cu spatele la poartă. E mult mai complicat să joci număr 10 decât mai complicat în punct de vedere tactic, să spunem așa, dar în punct de vedere informare. Da? Deci trebuie să fii mult mai mult 360 de grade să fii întors tot timpul sau să te informezi mult mai mult decât să ai tușa în spate. Exact. Stânga și un adversar în centru, să vrei mijloca central, vezi unde central cu tușa, cu mi-ar fi mai ușor să joc și stânga și dreapta bandă decât să joc stânga și sau toate trei poziții. Spune un lucru pe care l-am băiat de ștept. Spune un lucru care arată acel foc în el care poate să-l ajute să reușească. Deci, meciurile care m-au dezamăgit sunt meciurile în care nu jucam. Eu sunt mai ofticos, așa, plâng dacă pierd, nu suport să pierd sau să fiu așa, eu vreau să fiu cel mai bun, să câștig mereu. Nu pare că o spune, că așa sună lozincă. Nu pare că o spune, mai ales că l-am văzut pe teren. Mor de ciudă că când a pierdut meciul sau când n-a jucat bine sau când din cauza că n-a jucat bine echipa lui a pierdut meciurile. Ăsta e un lucru foarte bun. După mine, fără de care nu poți să devii un sportiv de mare nivel. Exact, da, ce ai spus la început, acel foc care trebuie să ardă în tine indiferent că e meci, indiferent că e antrenament. Pentru că nu poți să fii ofticos decât la meci. Adică acel lucru și la Miuța de la antrenament. Dan Petrescu, genul Dan Petrescu. Bine, Dan Petrescu, Dan Chere, dus la absurd. Dan face crize la... Nu, da, și dacă la Bambini, tot fotbalul unde speră să ajungă, în fotbalul unde speră să ajungă la Miuță, scorurile sunt foarte strânse la antrenament. Nu sunt scoruri ca în România, câteodată la antrenament. Nu, apropo de asta... 12-2. Da, în străinătate nu există, că imediat există presiunea de a lupta. E pregătit să facă pasul străinătate, că este ultimul lucru pe care acum ceva timp am aruncat tablele pe foc. Adică, în punctul ăsta de vedere, apropo de că nu-mi place să pierd, am aruncat pe foc. Apucă-te de șah, e tot cu aceeași tablă pe partea altă. Nu suport să pierd. Okay. Și nici nu știu să pierd. E pregătit să ajungă în străinătate, că așa spune el, că mi-am îndeplinit până acum tot ce am propus când eram mai mic, să ajung în Liga 1 la 18 ani am făcut, la Național, la 20 de ani am ajuns la Național, dar acum să ajungi la Național. Și ce și-a propus, cum? Să joace în Liga 1 la 18 ani, la 20 de ani să joace în echipa națională și a ajuns la echipa națională, dar în fine, să ajungi, asta e până, nu de ajuns să ajungi. Trebuie să... Are și a stabilit niște obiective, obiective. Și zice, cred că sunt destul de matur să fac pasul în străinătate. Este destul de matur? Păi dacă fac o paralelă între el și Rareș și Lie, cred că el a avut evoluții mai bune la FCSB decât Rareș la Rapid și până la urmă Rareș nu a jucat în Franța. E un campionat foarte dificil cel al Franței, chiar dacă mulți spuneau că o să se adapteze, o să joace complicat. El e mai pregătit decât Rareș și Lie, dar... Dar pregătit e? Până nu-l vedem, și eu credeam că sunt pregătit când am plecat.
la Inter și la Panoramă, sunt foarte pregătit. Și când ești acolo? Tu înțelegi mai multe lucruri. Sunt situații care se întâmplă cu fotbaliștii români de mulți ani. Nu e o noutate să fim șocați dacă o să plece și nu o să reușească. O să fim șocați dacă pleacă și reușește maxim să fie la cel mai înalt nivel. O, da. Atunci, da, cu siguranță o să fim și bucuroși pentru că un român să mai ajungă la nivelul ultimii doi. Motu Kivu, Hagi, da. Popescu merge mai departe acolo. Să luăm o pauză. Cred că merită să fie pregătit mai bine din toate punctele de vedere, Octavian Pus.